Cei care au trecut prin centrul Constanței au crezut că au ajuns pe unul dintre platourile de filmare de la Hollywood. Nu au fost departe de adevăr și asta pentru că la Malul Mării se filmează zilele acestea pentru două producții. Bulevardul Tomis a fost locul de acțiune pentru partea a doua a serialului românesc Umbre, iar în piață Ovidiu s-a filmat pentru un alt film american de data aceasta, Iron Fisting. Prima producție l-are în prim plan pe actorul Șerban Pavlu, care îl interpretează pe Relu Oncescu. Tu ai familie? Nu. N-am familie. Teddy, băiatul meu. Tu se miroase strană. Constanțenii care au asistat au rămas plăcut surprinși și spun ei se bucură de faptul că orașul lor este promovat astfel. Cum mi se pare ideea să filmezi aici la noi în Constanța? Da, e ok. De ce nu? Mai greu cu traficul, că abia am reușit să parchez, că, da, e ok. Ceva interesant, bine că ajungi și la Constanța. Cum s-a părut... Scena? Da. Păi, am venit acum nu demult, așa că nu am prins foarte multe. Sper că va fi ceva mai interesant. S-au dat indicații peste indicații pentru ca totul să iasă perfect. Prima parte a fost bună, a aruncat-o bine aici, a aruncat-o prea puțin încolo și prea puțin. Aici, acolo, acolo și te gândi. Dar aruncă și în dreapta și în stânga, dreapta, stânga și te gândi.